Să presupunem că avem de curățat ghimbirul. Dacă folosim această ustensilă, suntem în pericol și noi și el. Cuțitul ăsta, în schimb, dacă îl luăm, o să rămână foarte puțin din ghimbir. Așadar, vă recomand un instrument delicat, de exemplu această linguriță, și în acest fel se poate curăța gentil, fără a risipi nici măcar o bucățică din zeama și personalitatea lui de ghimbir.